Bună, dragilor, și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi o să desfacem cutia BuzzBox, ediția din septembrie, ediția de toamnă. Și pentru asta nici măcar nu am desfăcut-o, dacă vedeți, și pentru asta am făcut așa, am încercat să fac un ambient mai cozy. Ludmila deocamdată este plecată cu mama pe afară, deci s-ar putea să vină destul de repede. Am pus un scaunel aici ca să pun cutia. O să începem să o desfacem. Azi eu nu prea m-am machiat. Am zis, nu prea am așa chef, nu mă simt prea bine. Așa că am foarte puțin machiaj. Deci, cea mai pură apă termală din România. Deci este aceasta de la Beius. Stați că nu ne înțelegem. Primul pe care am pus mâna este acest ceai de la Cooper de fenicul. Eu nu prea sunt băutare de ceaiuri, așa că ceaiul va ajunge la prietena mea. Singurul ceai pe care îl beau este acela de fructe de pădure. Câteodată beau și de tei. Înainte beam și pe cel de mentă, dar acum nu mai supăr menta. Îmi plăcea ca cel de mentă să fac ceaiul. Puneam mult zahăr în el și dumicam cu pâine. Nu știu, voi ați mâncat așa ceva în copilărie? Mie îmi plăcea mult de tot. Acum nu mai suport nici mirosul de mentă. De la Ulpio Verita, biscuiți cu caramel și scorțișoară. Ca un caramel s-ar putea să-mi placă. Ca o scorțișoară s-ar putea să-mi facă rău. Sunt puțin alergică, să zic. Sau de la fiere îmi e rău de la scorțișoară, nu știu să vă zic. Răsfăț la o cafea, spune. O să încerc un biscuite. Dacă mă simt bine, dacă nu mă simt bine, asta este. Haideți că între timp a venit și Ludmila acasă, bea lăptic. Mâine începe grădinița și zice că astăzi nu a dormit deloc, a fost cu mama. Și sper să nu adormă, să-i fac băiță, că nu putem să mergem așa la grădiniță. Am primit și un Semana Extra Fresh Bright Sky. Ia, să vedem și cum miroase. Îl desfac. Super, miroase superb. Deci chiar îmi place. Îmi place că miroase puțin dulce. Sper să țină și mirosul. Ei spun 12 spălări. Nu, tată, n-au cum să țină astea 12 spălări. Maxim 7-8 spălări, nu știu. Am primit și pelin alb de urlați, pelin carpatin. Cred că acesta este un fel de vin, dacă nu mă înșel. Din păcate, eu nu beau alcool, deci ăsta o să-l bea tăti de bebe după ce termin de filmat. El se va desfăta cu acest vin, oricum. Nu bea cine știe ce, nici el alcool, așa că ăsta îi ajunge. Am primit și de la Elmi Plant niște plasturi Glow Expert 4D, plasturi hidrogel pentru ochi, efect de iluminare, ajută la diminuarea cearcănelor și a punctelor de sub ochi. Vom vedea dacă așa este. Sper că este bun. Folosesc plasturi pentru ochi destul de des, dar nu exagerat de des, cum ar trebui, mai ales că de la o vârstă ar cam trebui să folosim niște produse mai mult pentru îngrijire, având în vedere vârsta. La Knorr am primit acești noodles de chicken, de găină, mă scuzați că am spus în engleză, văd că au și usturoi, ceapă. Nu mai mănânc paste de ceva timp, știți că eu urmez o dietă, dar cred că în ultimul timp m-am porcit puțin, am mâncat cartofi prăjiți și mai nou. Am văzut o rețetă să prăjești cojile de cartofi și faci un fel de chipsuri. Și mai nou îl pun pe tătic de bebe să-mi oprească cojile de cartofi, vă dați seama, un cartof doi cât curăț el să mănânce.
Și le prăjesc și îmi fac un fel de chipsuri. Nu cred că este bine. Nu știu dacă am mai slăbit sau ceva, pentru că nu m-am mai cântărit, nu am vrut. Dar cu toate astea, pâine, cred că am mâncat, ieri am fost la un grătar și am mâncat 3 felii de pâine și... Deci am mâncat din grătar. Am mâncat 3 felii de pâine, deci nu este ok. O să mănânc și noodle și aceștia, o să-i fac. Eu știți cum fac noodle și îi fierb. După aceea conținutul îl torn peste noodle și aceea simpli. Și atât. Asta este rețeta. Îmi plac foarte mult, dar una chiar mi-ajunge. Înainte puneam 2-3 pliculețe castronașe de astea, plicuri de noodles. Acum pun doar una. Iubit Batist, am primit și acest șampon uscat XXL. Este un șampon uscat pentru volum XXL, spun de la Dercos, Vichy, din câte știu eu. Vichy, am acest șampon pentru un șampon cu acțiune energizantă împotriva căderii părului. Este acesta, este micuț, ăsta nu mi-ajunge la mai mult de 3 spălări. Ludmila nu tace din gură. Și din câte știu, l-am și pe cel verde, care este șampon tratament antimătreață. Acesta. Este binevenit. Deci chiar sunt binevenite. Mie, pentru mine, orice este pentru păr, eu încerc. Deci pentru păr, da. De la Elmi Plant am primit și această cremuță de noapte împotriva petelor pigmentare. Wow! Anti-rid, cremă de noapte, Glow Expert 4D, conține niacinamide, acid tranexamic, vă spun și eu ce înțeleg, bacucinol, ceva de genul. Ten uniformizant al pielii, reduce petele pigmentare, ceea ce eu am, deși nu le vedeți pentru că mă dau cu fond de ten, dar eu am. Dacă nu mă dau cu fond de ten, se văd, adică în viața de zi cu zi, să nu recunosc, nu mă dau tot timpul cu fond de ten, aproape 90% din timp, eu nu sunt dată cu fond de ten sau cu ceva pe față în afară de cremă, reduce ridurile, netezește textura pielii. Deci asta este foarte bună pentru vârsta mea, pentru că, după cum știți, eu am 41 de ani și la o anumită vârstă ai nevoie de așa ceva. Arată chiar super. Deci asta este ceva pe care o să o pun la baie și o să o folosesc destul, adică chiar acum. O să încep din această seară să o folosesc. După ce mă voi demachia, o voi folosi. Să vedem. Am primit și o mini apă termală din Transilvania, de la Beius. De la Beius? Da. Mie îmi plac mult apele termale, dar mai ales sunt foarte, foarte bune în perioada călduroasă. La noi, deși am făcut eu așa o atmosferă de toamnă, este încă destul de cald. Noaptea se răcorește puțin și dimineața, dar în rest, pe zi, e super mega cald. De la Revox am primit un ser cu niacinamide. Nu mai știu, parcă l-am mai primit într-o altă cutie, o să mă uit, știu. Acesta este. Știți că vă ziceam eu că eram acum câteva luni, nu știu, când am primit tot așa ceva de la Revox, eram super mega încântată pentru că aveam impresia că sunt foarte scumpe. M-am uitat în magazine, nu, sunt vreo 20-30 de lei, în jur de 30 de lei. Deci este un preț accesibil. Probabil că eu m-am uitat la alte produse și erau scumpe, adică erau peste 60 de lei, dar nu. Am primit de la Fino, care este o firmă foarte bună, un burete, îmi venea să zic în engleză, un burete de vase. Pentru mine, mie mi se pare super mare acest burete. Eu genul acesta de bureți de vase destul de mari, îi tai pe jumătate și folosesc doar jumătate din el. Când sunt așa voluminoși, mie atât mi-ajunge, având în vedere că sunt micuță, am mâna mare, deci nu-mi trebuie atât de mult. Și
facem și economie cu ocazia asta. Mai am decât două produse. De la Gerovital am primit un tratament expert ser densificare multipeptide. Acesta este pentru un ulei de păr, din ce îmi dau eu seama. Eu mai am de la Gerovital ceva. Stați o secundă. Îmi pare rău, dar mai mult de atât nu pot să văd pentru că sunt că nu mai văd. Trebuie să îmi cumpăr ochelari. Eu în trecut, da, am purtat ochelari. Deocamdată nu mi-am mai făcut de când am născut. Iar de la... aveam impresia că e de la Oral-B. Am primit acest Pearls Drops de la Carcol Technology. Clinically proved, deci este aprobat clinic. Și avem așa, pastă de dinți. Cred că este cumva de albire. Nu văd, trebuie să pun telefonul ca să o văd. Pastă de dinți de albine? De albire, mami, da. Zice că te ajută până la de două ori mai multă albire. Vom vedea. Eu sunt super încântată când primesc o pastă de dinți, mai ales din asta profesională. Nu știu de ce trăiam eu impresia că e de la Oral-B. Cred că au și ei ceva de genul. Astea au fost toate produsele de la bază, din cutia Buzz Box septembrie. Voi v-ați cumpărat cutia din septembrie? Ce ziceți? Vă place ceea ce conține? Mie îmi place foarte mult. Super, super, mega încântată, v-am zis, sunt de această cremă pe care vreau neapărat să o încerc. Sunt super încântată și de aceste două șamponele pe care unul dintre ele chiar îl voi folosi în seara aceasta când mă voi spăla pe cap. Și de altfel toate produsele mie îmi plac. Dacă vă place ceea ce postez, nu uitați să vă abonați. Probabil că în curând voi face și 1000 de abonați și voi voi face un giveaway, după cum am promis. Am strâns produse, trebuie să mă uit în ele să văd să nu fie expirat ceva, pentru că strâng de ceva timp. Mă așteptam ca mai de mult să fac 1000 de abonați, dar merge treaba foarte greu. Totuși sper să fac 5000 de abonați în curând. De fapt, îi voi face în ceva timp, mai repede decât mă aștept. Sper că într-o lună îi voi face. Eu mâine dimineața aș vrea să postez acest clip. Sper să vă placă ceea ce postez. Dacă nu sunteți abonați la canalul meu și vreți să mă susțineți, nu uitați să vă abonați, nu vă costă nimic, totul este gratuit. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare, pentru cei care mă susțin deja de mult timp. Eu vă mulțumesc mult de tot că sunteți alături de mine de fiecare dată când postez ceva nou. Vă mulțumesc din suflet tuturor și ne vedem data viitoare. Pupici! O zi sau seară minunată să aveți! Pupici!